Tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit, văzut, simțit, gândit, vorbit. Și mai luăm o respirație și scoatem afară orice rezidu energetic, tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru cel mai bun. Și mai ai o respirație și te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, umăr descrescător de la 5 la 1, cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale, și mergi în relaxare, mai adânc și mai adânc și mai profund. Cinci. Numărela de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Veronicăi. 1, 2, 3. Da, o văd. Da, este ea și avem acordul ei. Nu este în corp. Da. Deloc? Nu e nimic în corp? Este o părticică în corp. De 14%, dar nu cu partea aia m-am conectat. M-am conectat cu o parte de 64%. Mm-hmm. Care nu prea știe ce e cu ea, unde este în afara corpului, în câmpuri. Da. A întrebat că ce-i cu mine, unde sunt. Partea din corp e adormită, trezită, adormită, trezită. Deci când cum e foarte controlată de trei entități. Cei 14%, da? Da. Partea asta de 64... Ea zice că se e abandonată, a fost dată la o parte, scoasă afară, da, și abandonată, așa zice. Mm-hmm. Și când nu mai pot prelua controlul decât pe string cu partea din corp, cu fragmentul, da, din corp, din când în când, zice. Și de mult zice că se simte abandonat. Da. Dar pe ea, pe partea asta de 64%, o controlează și pe ea, entitățile astea? E controlată în sensul că e într-o bulă, da, în,
și o țin acolo și nu o lasă să facă. Aha, păi. E blocată. Uh-huh. Ea nu percepe bula din jurul ei, ci simte doar că nu poate să facă nimic. Uh-huh. Mai nimic, zice. Nu chiar nimic. Și când poate să facă, adică să se conecteze cu ea, partea din corp, când se întâmplă asta? În ce momente sau în ce fel? În momente de luciditate, când entitățile ori nu sunt atente, zice, ori zice, le percepe a fi plecate. Mm. Deci ea le știe partea asta de 64% din afara corpului? Le percepe, da, pe entitățile astea? Știe, da, de ele? Știe că, da, e luată în control? Știe că o țin departe de corp. Da. Da, oarecum, zice, poate pot denumi control, că reușesc să mă țină departe de corp. Păi da. Zice. Își amintește momentul în care a fost îndepărtată? Nu, nu prea. Nu. Tot fredonează un, da, cățel. Ia, ce și asta mi-a venit chiar la început, când începeam să mă conectez cu el. Ea cântă că Veronica, tu ești dulce, ești suavă și a tot bună cu toți. Mm-hmm. Și și-l fredonează. Cine îl fredonează? Ea însăși. Adică care din fragmentele astea? Asta de 64%. Ăsta fredonează. Da. Uh-huh. Dar ea de ce fredonează? De celor? Să nu uite pentru ce a venit, zice. Ah. Păi a uitat deja. Pentru ce? A, ea să nu uite cel 64 pentru ce, da, a venit. Da, zice, tu ești Veronica, tu ești dulce, e suavă și a tot bună cu toți. Și îl fredonează ca un cântecel. Mm-hmm. De unde? De când fredonează cântecelul? De când se știe? Veronica? Zice, de când mi-am dat seama că am fost abandonată. Mm. Eu percep ca timp 13 ani. Oh. La 13 ani ai ei? De 13 ani percep eu, așa vine informația, că ea fredonează acest fragment. Ah. Dar e de mai de mult desprins fragmentul, păi din zic, ce văd eu. Mm-hmm. Ela, hai să vedem dacă a venit, cât a venit la încarnare? 14 cu 64. Ăștia. Da. 78. Așa, da. Și? Astea două fragmente sunt legate de corpul fizic. Dar ele erau împreună atunci? Da, Când a erau venit la... împreună, da. Bine. Și diferența de 22, câte fragmente erau rămas? Percep 3. Da. Și văd 3 stringuri. Da. Unul unde este? Acum. 8% vine. Minus 2. Mm-hmm. În minus 5. Al doilea. 7%. Da. Așa, și diferența până la 22, 7 cu 8, 15, încă 7. Așa, diferența e în minus 3. Deci minus 2, minus 5 și minus 3, da? Da. Ok. Hai să vorbim, să lucrăm, să începem să lucrăm cu 64%, care sunt și ești cea mai mare parte, da? Da, și e mai conștientă. Mm-hmm. Acest fragment are un grad de conștientizare, văd 4-5. Mm-hmm. Cel din corpul fizic de 14%, 1. Bun. Ok. Hai să vedem, să vorbim cu fragmentul acesta și să vedem ce face ea aici, unde e blocată, nu poate să facă nimic. Când mai pleacă entitățile, mai transmite poate să... pe string, zice, când Uh-huh. nu sunt ele. Ce sau așa transmit? Le percepe ea, că bunătatea ei, ah, zice, că o transmite și încearcă să
balanceze, zice, cu bunătate și cu dulceață, zice. Dar cântecelul ăsta de unde a venit? Îl știe din mai de în altă dată sau l-a compus ea partea subliminală? Și l-a adunat, zice. Da. L-am adunat din ceea ce trebuia să fac și să fiu, zice. E ca un programel care credea că pentru asta intră la încarnare. Ține de contractul de încarnare, cumva, niște programe care i s-au spus atunci. Ia să mergem la contractul de încarnare. Luăm partea subliminală de la contractul de încarnare, să vedem dacă tot am ajuns la contractul de încarnare. Dacă de acolo de la... și-a adunat ideile, zice. Bine, și număr de la 1 la 3 și mergem acolo, la Consiliul de Încarnare. 1, 2, 3. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Da, aici îi se prezintă contractul. O văd blândă, calmă, nerăbdătoare de a face experiențe. Ușor naivă, să zic așa, crede tot ce îi se spune. Entitățile chiar râd de naivitatea ei. Ce entități? Hai să vedem ce entități sunt astea trei în câmpuri acum și dacă sunt aceleași, le regăsim la consiliu. A apărut mare dracu. Da. Deci, e Satan. La încarnare suntem aici? Nu, ai zis în câmpuri. În câmpuri, așa, Satan. Satan, care are un demon ca și reprezentant, dar câteodată demonul dă la o parte și acționează el direct. Un alfa draconian cu legături foarte vechi. Da. Și mai văd că a intrat în contract cu un draco reptilian, dar a cedat contractul, locul, unei sânziene. Pe demon, da? Da. Adică. Da. Deci, la Consiliul de Încarnare, erau ăștia trei? Satan, Alfa Draco și Draco Reptilianu? La Consiliu văd o singură ființă lângă ea, care îi dă contractul, e Satan deghizat în ghid, o hologramă de ghid. Da, da. Și îi spune, hai să vedem. Partea subliminală era întreagă aici la consiliu? Nu, era fără fragmentele, da. Era cele 78. Trei fragmente, ok. Da. Îi dă contractul, deci de vedem partea subliminală, suavă, bună, blândă, aici. Da. Bine aici, da, îi prezintă ca pe o carte de povești scrisă cu fir de aur și spune că acest fir de aur este esența ei. Da. Așa, esența aici. Mi-apare că a fost scris din din experiența ei cu sângele ei. Dar aici îl prezintă ca fiind esența ei, aurul. Adică din care experiența ei? Altă experiență? Alte experiențe. Da. Și a tot scris cu sângele ei, zice. Dar nu, așa. Nu știe aici asta. Fiind... Nu știe asta, fiind partea subliminală ca un copil, să zicem, îi prezintă sub forma unei cărți de povești cu fir de aur, da? Da. Ce îi prezint? Eu spun aici ce spune, că nu are logică pentru mine. Deci, îi prezintă scorbura. Da. Scorbura unui copac, în care, zice, va fi coconul tău. Iar acest cocon te va lăsa să-ți manifesti dulceața ta, bunătatea ta, dar din cocon să nu ieși, zice. În momentul în care vei ieși, lupii te vor devora.
Și trebuie să-ți fie frică de asta, zice, de lupi. Să stai în coconul tău, în scorbura ta, zice. Scorbura te va proteja, zice. Apoi zice, vei crește în scoarța pomului, înăuntru lui. Da. Și pe măsură ce vei crește, îți vor crește crengile, adică influența ta asupra altora. Dar fii atentă ce influențe vei emana, zice. Să nu te descopere, zice, să nu-ți vadă esența. Zice, nu lăsa pe nimeni să-ți vadă, să te descopere pe tine, firul de aur. Zice, dacă te vor mirosi, câinii te vor mânca cu scoarță cu tot. Și o îi arată că ea este într-un pom și e trunchiul pomului. Zice, cu cât te vei proteja mai bine și vei fi mai ascunsă, cu atât vei putea să crești mai mare. Cu cât te vei devoala, zice, lupii vor putea mușca din tine. Deci cine este ea din scorbură? Este acest fragment de 64% care da, stă este ascuns? Cea, da, da, da. Și arată tot așa ca pe o poveste, ca pe, zice, dulceața și bunătatea ta te va putea proteja de lupi. Nu ieși din scoarță, zice, nu ieși, nu te... Deci e o programare. Da. A părții subliminale. Da. Ok. Un lucru care îl mai văd aici, în desenul ăsta, în imaginile astea, holograma care o arată, pagină cu pagină în carte, îi se văd degetele de la picioare cum crește, prin scorbura afară, cum ar veni. Și de acolo, acolo e mușcată și se rup trei degete, dar ea nu simte. Nu-și dă seama, nu simte. Și aici leg cu cei 14% care îi fură câinii, da, să zic așa, da, în povestea care i-a relatat-o. Dar își dă seama târziu că ea nu mai are degetele. Și aici începe să fie ușor panicată și ușor furioasă pe ea însăși, că de ce n-a simțit, de ce n-a fost atentă la întru totul. Și unde, când, cum s-a întâmplat, și încearcă să deruleze înapoi ca să vadă când au venit să-i mănânce degetele și de ce n-a simțit, cum, de ce a bine, fost distrasă de ca și atenție și nu a văzut și nu a simțit. Când au venit atunci să mănânce și au mâncat degetele? În timpul vieții, mi-apare între 8 și 12 ani și apoi se mai extinde. Aici am mâncat două degete și apoi am mai mâncat un deget până pe la 18 ani. Dacă ne uităm acum, Ela, te uiți tu, în urma căror întâmplări, fapte, în viața fizică a Veronicăi, de la 8, la 12 și până la 18 ani, a pierdut din fragmentele astea. Mie mi-apare aici ceva legat de energia masculină, tatăl. Da. Întâmplări cu tata. Abuzuri. Abuzuri și traume psihice, nu fizice neapărat. Da. Fizice, poate corecții, bătăi sau ceva, dar mai mult psihice văd, în care a făcut-o să se simtă mică, neputincioasă, nesemnificativă, să zic așa, adică nesemnată. Adică... Că nu contează, că ea nu e importantă, dar ea, ea avea... fiind atât de firavă, ca ființă, da, a început să piardă fragmente, da? Da, dar în interiorul ei ea se simțea puternică și reușea să treacă peste toate astea, dar pe moment se consuma mult, foarte mult, și așa a reușit să rupă fragmentul. Au rupt pe încet, încet, firmituri, să zic așa, și apoi au unit înapoi cei 14% pe care îi controlează.
Da. Ok. Interesant tablou și fabulă, zice acum, că observă. Da, partea subliminală, da? Zice, asta e o fabulă, zice. Hai așa să vedem. Naiv am fost, zice. Da. Hai să vedem cum a pierdut cele trei fragmente dinainte de încarnare și de la Consiliu. Deci deja nu le avea. Și aici ai tu informația, Ela. Sau uităm acum sfera informațională acestei părți subliminale, de aici, de 64. Toate informațiile... Dar ce știu eu, zice. Păi tocmai acum îi dăm, uite, informații din conștiință, e adevărată. Tot ceea ce a înregistrat ca informație de pe linia experiențială. Ceea ce a experimentat de când s-a desprins dintr-o conștiință mai înaltă, ca individualitate. Da? Și mai dăm și tot ce cunoaștem noi și am aflat prin această activitate noastră, de la alte părți subliminale. Problema este că n-a ieșit din cocon și absorbe foarte greu informația. Păi atunci o scoatem din cocon, el. Da, simțeam vrea un blocaj s-o și a absorbit foarte greu. Bine, vrea să o scoatem din cocon? Să devină vrea, liberă. Vrea, dar în același timp are un pic de frică. Ia să scoată frica afară. Uite, preiau eu frica ei și o scot afară. Pe toată. Ok, este un fir de aur care e ca o inimă croșetată cu un fir de aur și e tras de firul ăla de aur și se desface acea inimă croșetată. E ca și cum ar fi fost îmbrăcată în ceva. Și dau foc la toată frica asta. Ia să vedem acum mai este frică. Iar eu mă încrez vibrația. Inima începe să-i crească, să se descătușeze și se luminează. Ok, și ard orice amprentă a tot ce a fost. Da. În contactul cu fricile ei. Acum văd de ce îi plăcea în fizic atât de mult aurul. Da, da, bine, și eu am făcut asta, am remarcat, da, pentru că era ceva implantat da. Prin programe de la Consiliul de Încarnare, da, prin fabulă. Da, da. Și inima tot cu fir de aur și aurul, probabil, chiar și acești 14% aveau, că și ei au fost în programarea de la Consiliu, da? Legat de aur, văd că scrie cu aur contractul și entitățile se folosesc de aur pentru că au programat părțile subliminale, că orice este scris cu aur și amprentat cu aur strălucește din adâncuri și nu poate fi ascuns și este găsit mereu. Nu poate fi pierdut. Dar și e găsit mereu de ele, entități. Da. Da? Da. Și aurul îi mai spune în părții subliminale că este așa au putut reprezenta sau reprezentarea în materie a luminii care noi suntem. Să zicem, interpretarea, reprezentarea de către entitățile care au construit acest plan fizic. Mai e o informație interesantă care zice că scoate la suprafață totul acolo unde există aurul, scoate la suprafață totul din orice, din poveste, din energie sau din om, dacă îl poartă. Adică, ce, cum adică din om? Scoate din adâncuri. Ce scoate? Orice energie blocată, zice. Era hat. Erau pline entitățile de bijuterii. Anunnaki a O face să iasă la suprafață și să fie apreciată, zice. Deci. Asta vine ca informație. Bine. Nu înțeleg. Mergem mai departe. Dar se folosesc entitățile de ea. Exact. Informație. Da. Deci este aurul reprezentarea materială a luminii, probabil noastre, de care se folosesc entitățile. Începând cu Anunnaki. Bine. Acum. Nu mai este frică.
Da? Nu, nu mai are frică. I-a crescut inima în piept, acum se simte curajoasă. Bine. S-a dizolvat și coconul. S-a dizolvat bula. Coconul deja? Bula, da. A Bine. Dizolvat-o ea. Pentru că era coconul alimentat de frica ei și odată frica dispărută s-a dizolvat. Bine, acum să primească informațiile, să le înglobeze în ea, să le citească, să le desfac, să le înțeleagă. Da, acum le poate accesa. Foarte bine. Și hai să vedem cum a pierdut cele trei fragmente. Da? Și începem cu cel mai, cu primul care l-a pierdut și ajungem până la ultimul. Unu, okay, primul... doi, trei. Da, primul l-a pierdut în urmă cu 50 de experiențe și atunci îl duseseră în minus 8, de atunci l-au mai ridicat în minus 5 și acum. Atunci l-a pierdut în urmă cu 50 de experiențe. O experiență traumatizantă psihologic, adică a trăit un război psihologic perceput între ea și cei din jur, cei apropiați. Da. Mereu era criticată și privită ca o ciudată în ceea ce spunea și ceea ce făcea. Da. Era în opoziție cu toți ceilalți mereu. Cu entitățile era în opoziție. Ia să vedem ce era, băiat sau fată? Femeie, o văd. Da, unde e experiența aia? Corsica mi apare. Corsica și ca și apă și ca și insule și o fâșie de continent, văd acolo. E o pată mare pe care, unde ea așa trăie viața. Și cum era ea și cum erau ceilalți, familia de care o criticau? De ce o critică? Mereu era în comportament contradictoriu cu... Dar care era? Ce făcea oia și ce făcea ea? Ea ca femeie se comporta ca un bărbat. Acțiunile, tot ce trebuia să facă ca femeie, nu făcea, făcea tot ce făcea un bărbat. Ca și idei, ideologii, credințe, le respingea pe toate și... îi făcea pe toți proști, idioți, că cred în toate prostiile și ea îi critica pe celelalți și alții o criticau pe ea. Deci era mereu în opoziție cu absolut tot. Bine, era deci cică contra, tot. Să zic așa, și cu nu în brațe la tot ce venea din Da, dar de ce era ea așa? Ia să vedem. Era un iritator pentru ceilalți. Era un... om intrigant, să zic așa, mereu intriga. Da, ce entități avea? Acolo avea Alfa Draconianu și pe Draco Reptilian, cei doi. Bine. Era un personaj controversat. Bine, observă că aici a jucat rolul scris de aceste entități, așa trebuia să fie. Ea înțelegea că ea trebuie să se opună la tot. Că așa era scris contractul, contractul de încarnare, da? Și era privită ca o ciudată, ca o intrigantă, ca un om care vine și creează probleme. Bine, și când a pierdut? S-a măcinat? S-a tot măcinat în timpul vieții, ea se consuma, trebuia să lupte mereu cu... ceea ce ea vroia să arate și, de fapt, cu ceea ce era în realitate, că era femeie. Și... cine era? Ea era femeie, dar se comporta ca un băiat, așa. Da, da și un avea atitudinea și gândirea și tot. Și trebuia să lupte cu chestia asta ca să se exprime așa cum vrea ea. Bine. Și a pierdut fragmentul când a ieșit din viața aia, acolo da. L-au rupt. Atunci au luat. Au rupt-o. Ăștia da. Doi. Da. Și la o să minus 8. Da. Bine, în minus 8, ce a trăit
adunase multă furie, multă ură, multă ranchiună, judecățile celor din jur și se lupta cu el. Deci și... pe frecvența asta și asta știa, cu asta da, rămăsese și încerca și mereu asta să, a trăit. Să demonstreze că ea are dreptate. Și asta a trăit acolo, mult, da? Într-o da. Bulă. Minus Da. Ok. Apoi, al doilea fragment, unde și când l-a pierdut? Mi-a părut 35, viața cu numărul 35 în urmă. În urmă, da. Da. Aici era, mi-a părut un băiat de 8 ani, 8-9 ani, în care este nevoit să supraviețuiască, să-și procure singur nevoile pentru viață, deci ceea ce avea nevoie să supraviețuiască. Îl văd pe străzi. N-avea părinți? Mi se pare că nu. Era orfan, da? Da, dar era orfan. Mama murise când avea 4 ani, tatăl când avea aproape 8 ani. Și el nu vroia să meargă într-o altă familie. Da. Pe la rude. Da, nu voia. Și a fugit, a plecat din casă, cum ar veni. Nu. Am vrut să zic că nu mai avea frați, pentru că el văd că ea a renegat, adică el zice că n-are frați, dar văd că are. Doi frățiori mai mici, tot băieți. De care ce i-a renegat? Era furios pe teoria familiei, cumva, nu? Era furios pe faptul că nu mai avea o familie, probabil. Nu-i Teoria plăcea la în 8 ani, familie. Ce teoria familiei să ai la 8 ani, Văd copil? Că ura familia, ura faptul că are familie. De ce? Și Ce nu au vrea făcut să cu rămână familia? într-o... Cât a fost în familie? Ce i s-a Păi după ce a murit mama, tatăl l-a pus pe responsabil de copii, de casă, de frați, de... și îl punea să facă de toate și îl bătea foarte des că greșea deci el și a nu facea bine. El a interpretat că din că cauza familia e un chin. fraților Da, i se întâmplă asta. Da, și el nu vroia, nu știa să aibă grijă de frații lui mai mici. Dacă ai 4 ani, 5 ani, te pune și... să ai grijă? De unii de... Îi cerea multă responsabilitate tatăl și el nu putea, nu știa. Și a dezvoltat o ură pe frați, o ură pe tată. Și a fugit și de acasă. Și a fugit că nu... apoi, da. Pe frațiorii lui i-a lăsat singuri în casă. Dar știind că venea o vecină mereu la ei, trei, să vadă ce fac și cumva anunțase și membrii familiei tatălui de copii că sunt singuri și să vină să ia sau să facă ceva cu ei, familia. Unde și e experiența asta el? Ca zonă o văd în Arabia Saudită. Da, Arabia Saudită, da, o zonă foarte sărăcăcioasă. Ela, opresc un pic, te rog, rămâi. Da. Atentă, mă duc călătră câinii și să văd cam ce este, da? Bine.
Gata, Ela? Gata? Da. Așa. Deci relatam că aici era în Arabia Saudită și copilul ăsta era pe străzi. Da. Ce se întâmplă când pierde fragmentul? Pierde aici în perioada asta în care murise mama și trăise cu tata. Da. Aici dezvoltă din nou furie și ură. Da. Entități, ce entități erau aici prezente? Aceleași două. Aceleași două. Deci pierde al doilea fragment. Și al treilea fragment? Al treilea fragment îl pierde în urmă cu 5 experiențe. Femeie fiind, în care văd că naște un copil, un băiat, care se naște cu probleme, malformații și îl dorise foarte mult, dar acum era frică să-l crească, să-l țină. Da. Îl vedea ca pe o pedeapsă, ca pe un blestem. Păi n-avea tată, bărbat, femeia asta? Ba da, dar era frică să-i arate soțului. Păi de ce era frică? Ăla nu vroia copii? Vroia copii, dar văzând cum s-a născut copilul, văd că aici avea acea credință că... Ela, sună, stai un pic, închid. Mai stai un pic. Da. El, am luat telefonul care nu mă sună niciodată, pentru că aștept ceva și acum sună. Ia să vedem noi cine face asta. Dracul reptilianu, da, care a lăsat loc sânzienei, protejează cumva, încearcă să protejeze. Ce să protejeze? Pe ei. Pe ei să se protejeze, și da? Fragmentul de 14%. Bine. Aici, cu numărul i-a arătat bărbatul, de ce nu i-a arătat copilul la soț? Aveau credința că un copil malformat este ori blestemat, ori demon. Și e frică să-l arate soțului și văd că a născut fiind plecată într-un drum, călătorie. Și aici se gândește cu moașa să lase copilul să piară și să facă rost de alt copil. De unde să-l facă? Care să-l ducă acasă la soț. Da. Și moașa care cu asta se ocupa o ajută. Și de unde ia copil? De la o altă femeie care... Îl fură? Cărea, da, îl fură, care îi spune că l-a născut mort. Acea femeie e foarte slăbită și ușor cade în inconștiență, leșină. Și cumva văd că reușește să fure copilul, îi spune că l-a născut mort. Unde e experiența aceasta, El? Franța. În Franța. Ok, deci fac lucrurile astea și aici, deci copilașul ce se alege cu cel malformat? Moare? Lasă să moară, da. Era parte subliminală acest copil? Sau era? Da, era. Era parte subliminală, adus de entități prin contract, așa. Bine, da. Când pierde? De fapt, îl sugrumă moașa, văd. Când pierde parte subliminală aici, fragment? Când vede ce a născut și devine foarte temătoare, fricoasă,
Și de ce să zică soțul și de ce să facă și cum să facă și de ce a născut așa copil, ce ființe, ce entități, Bine. Ce demoni sunt în ea, zice. Bine. Ce demon am născut, zice. Prezenți tot entitățile astea? Aici văd și arhonul. Un arhon. Păi n-avem arhon. Aici acum, văd viața un arhon. Acolo era un arhon. Da, un avea arhon. un arhon. Aici văd un arhon care l-a avut din în urmă cu 7 experiențe și în experiența asta a 5-a. Și apoi dispare iarăși. Bine. Deci observăm așa. Partea subliminală își citește, își desface toate experiențele. Toate Da, câte le-a făcut ghidată sau coordonată de ființele da. astea. Da? Și hai să vedem în viața aceasta cum a ajuns să facă grozăviile astea care le-a făcut în viața asta, să fure. Să mă dezmoștenească băiatul, să nu își primească nepoții de la băiat, să pur și simplu să fie, practic, recunoaște doar fica, adică sora băiatului, pe rest nimeni nimica, să ia casa, să ia, le cumpere, să le ia bișterii din aur, adică tot ce a muncit băiatul, totul a dus la ea și la fiica sa. Adică astea îi luau tot. El n-are nimica. Și casa care a făcut-o, i-au luat-o și l-am E dezmoștenit. Karmic între ei, în primul Bine, rând. E karmic. Asta înțelegem. Da. Văd că acel copil născut malformat Da. Și refuzat de ea era fragment din fiul de azi. Din fiul de azi. Deci era un fragment, nu era întreaga parte subliminală. Un acolo. Fragment, Copilul da. Ăla, fragment. Da. Bine. Acum am înțeles, adică la consiliul ăsta, acel fir de aur cu care era scrisă fabula, povestea din carte, practic ai zis tu că fusese scrisă cu sângele ei. Când Da, fusese scrisă cu sângele ei? Cu sângele vărsat în experiențe de ea, prin A. suferințe, prin... A, nu sânge efectiv. Și sânge efectiv, și sânge. A, și sânge efectiv. Pentru că văd că a avut parte de multe răni în viețile trecute. Multe răni, tăieturi. A. Și a vărsat mult sânge. Și cu Bine, înseamnă că ăla... era deja cu Satan. Prin experiențele alea, dacă l-a putut aduna Satan. Dar nu numai Satan a adunat, ci și celelalte entități aduna sângele ei. Bine, cu Satan de când a intrat în contract? Cu Satan e de 8 experiențe numai? Experiențe, așa văd, da, bine, atunci cu a intrat Alfa el. Draco e mai vechi, ai zis. Da, e vechi. Cum a intrat Satan? Cum a luat partea subliminală în contract? A mai avut-o în contract în urmă cu 140 Da, deci de mai sunt experiențe și cunoștințe deci vechi. are rămășițe. Hai să vedem de ce în viața asta Satan i-a spus o fabulă și a și blocat-o acolo în scorbură, însă cu cei 14% a pus-o să facă toate nenorocirile posibile. Adică vrăji de scântece. Ea însăși recunoaște și spune că ar fi putut să fie altfel decât și să nu facă ceea ce a făcut. Care e întrebarea? De ce au pus-o să facă de vrăji ce? Și astea? De ce în realitate i s-a prezentat o fabulă, iar în realitate a trebuit să facă, să lucreze cu Satan? Entitățile spun, trăiește exact contractul. Da, care? Cum? Sunt coconul ei, asta în scorbura ei, zice. Da. Adică partea subliminală. Și partea asta la altă, 14%. Partea asta la altă, zice, execută cealaltă parte de contract. Care e cealaltă? Prin care
trăiește, experimentează și transformă energia pentru noi. Și ne atunci au plătește trebuit... energie prin energie. Și atunci a trebuit să facă toate minunile astea, să se comporte cum s-a comportat, să pur și simplu, vezi, copilul, băiatul de acum, se pare, și parcă am mai văzut într-o sesiune, că a fost cumpărat acum de, nu, de la da, cineva. Exact ce a făcut în viața acolo. Mea. Uh-huh. Da. De la altcineva, n-ar fi copilul ei, n-ar fi mamă naturală. Da, așa este. Și acolo a crescut alt copil, nu pe al ei. Mm-hmm. Dar tot pentru niște interese personale, intenții în care ea să trăiască așa cum vroia ea, adică vrea să dea un băiat soțului. Mm-hmm. Bine, și acum de ce a cumpărat băiatul ăsta? Pentru că îl putea lega, îi putea el să muncească pentru ea și să-i ofere bunăstare. Ea să nu facă aurul prea și toate multe. alea. Da. Bine, da. Aici, să-i ușureze existența și viața, zice. Bine. Dar l-a exploatat și aici și l-a aruncat și acolo fragmentul care era. Practic. Da. Deci karma grea între ei. Ea Da. Și această parte subliminală. Da? Da. Bine. Își vede toate experiențele. Am analizat ce aveam de analizat. Își vede toate experiențele. Mai întâmplarea când Vlad, nepotul de la băiat, când avea 18 ani aproape sau așa, s-a dus la geam, că vroia să o anunțe că pleacă sau că a venit, nu mai știu exact, că era din sesiunea cealaltă, însă ea a văzut-o că pe geam, ea avea un teanc de bani de la băiat, care băiatul îi ducea totul acasă, tot ce câștiga și făcea în afacere, și ea număra banii. Cine număra banii? Am o curiozitate atunci. Că după aceea a spus, numai a băgat strâmbe la tată despre băiat de toate felurile, astfel încât tatăl să nu-l mai vrea. Văd că acțiunea efectivă în energetică era făcută de Sânziană, dar Sânziana iarăși execută ordinea lui Satan, văd. Da, e subordonată, că e un demon, da? Sânziana asta mi-a făcut și mie, ia uite, acțiuni. Ia să o blochez. În primul rând, partea subliminală să taie, trecem la acțiune, taie scorzile, taie stringurile energetice cu toate ființele astea. Da. Taie cu stringurile toți. Cu toți și cu părți subliminale. Cu toți taie de jur împrejur. Da. Blochează entitățile. Le îngheață. Da. Și părțile subliminale le pune într-o parte. Fiică, fiu, nepoți. Da. Noră, ce mai sunt? Da, le pune într-o sferă. Da? Și acum, Ela, hai să vedem câte experiențe, că am vorbit cu partea subliminală, i-am dat sferă, cea de 64. Câte experiențe a avut pe pământ? 270 mi-arată. N-a avut multe experiențe. De unde a venit și ce să facă pe aici și în ce fel? A fost adusă, zice. De cine? De mai multe părți subliminale. Spune că a venit cu mai multe părți subliminale. Ea nu știa ce e pământul, ce experiențe sunt aici. A fost adusă de ele ca și cum ar fi fost un copil al lor în experiențele din care au ieșit. Și adică au ieșit părțile astea subliminale toate dintr-o... Ca din o familie, da. Ca o familie. Și era un copil acolo, într-un avatar de copil. Da. Pe de unde au ieșit? De pe o planetă de 4D. Care zice că murea, planeta murea. Și nu mai susținea viața. Și au ieșit toți care erau acolo? Ieșeau pe rând. Ieșeau da. Pe rând. Bine, și aici da. Cum s-au îndreptat către planeta asta? Acolo erau umanoizi.
și nu avea un corp mental bine dezvoltat. Și un corp mental, zice, aici pe pământ, acest corp mental se dezvolta rapid, zice. Păi da, și familia mea a ales să dezvolte repede acest corp mental și au ales pământul. M-au întrebat dacă vreau să merg cu ei și am zis că da. Dar nu știa prea multe, să zic așa. Bine. Văzând toate experiențele și ce fel de experiențe a făcut, văzând că, uite, e fragmentată și ținută în capsule și așa mai departe. Vrea să mai facă astfel de experiențe? Nu, zice. Văzând în fizic ce au reușit să facă din mintea ei și cum a reușit să chinuie membrii familiei și să le ia energie prin ceea ce ea a făcut, manipulată fiind, energia și energia membrilor familiei, să o dea și să o pape ăștia, entitățile. Da. Are, i-am dat informație cum să își extragă energia, să colapseze linia temporală, să-și deschidă portal dimensional de experimentare liberă, să facă experiențe. Ea le proiectează, ea le execută, astfel încât să-și crească parametrii corpurilor. Vrea să facă? Da, vrea. Bine, atunci extrage energia de la, înainte de a intra pe pământ, de a se apropia de planetă. Da. O extrage complet de pe toată linia. O curăță, o purifică, o deprogramează și o reintegrează complet. Și dă informația la toate părțile subliminale, acelea care veneau spre pământ. Tot ce am aflat până acum. Da, transmite tuturor sfere cu informații. Și la toate părțile subliminale. Da, tuturor părților subliminale. Și de aici și din afara pământului, spune, de peste tot. Acum, număr de la 1 la 3, își deschide portal, intră și proiectează și execută experiențe. 1, 2, 3. Și acum, 1, 2, 3, 4, 5. Iese afară. Câte experiențe a făcut? Oh, 3500. Wow, ca om? Da. Zice, am experimentat esența umană pe toate părțile ei. Foarte ca bine, să vedem. Ca să nu mai am semn de îndoială, de întrebare și să nu mă mai întorc aici. Ok. Deci este întreagă partea subliminală înainte acum, de a intra... De a intra pe planetă, pe pământ, și hai să vedem corpuri. Sexual, corp emoțional și corp mental, înainte și acum. Adică la începutul sesiunii și acum. Da, corp sexual înainte, 35, acum 96. Corp emoțional, 40, acum 98. Și corp mental, asta era pe la 20 și acum este 98. Cum se simte acum partea subliminală? Of, autonomă, zice. Așa. Singură din punct de vedere energetic al entităților. Întreagă. Completă, complexă și puternică acum. Da. Zice, în ceea ce îmi privesc deciziile de a manifesta bunătatea și... inteligența acum, zice. Ela, mai opresc un pic microfonul. Stai un pic că văd că am un... A, a sunat doamna aia, nu mai opresc. Stai că era nu știu cine. Ok, stai că m-am încurcat. Bine. Se simte foarte bine. Are experiențe. Vreau cu această condiție, această conștientizare și această frecvență să intre, să-și preia corpul fizic. Da, și să se expandeze ela și să dea afară toate implanturile care sunt în corpurile energetice. Da, și
prea cu fiecare celulă, organ, sistem, funcții, structuri, corpuri energetice, cu această nouă energie, dizolvă toate implanturile, emoțiile, toate traumele, amintirile, stările, neplăcerile, nebucuriile, frustrările, ura, toate vibrațiile joasele arde, le dizolvă și impregnează cu această nouă conștiință, nouă bunătate, spune, nouă înțelegere, nouă energie care să o facă să se poată manifesta ea ca esență. Ok. Da. Și acum, hai să ne uităm la întrebări. Sunt întrebări care ni le pune Valeria, da? Nora, curățată, care a avut multe de tras cu această ființă și Valeria și toată familia. Și acum, aici chemăm partea subliminală a Valeriei. Da. Da, vedeți. Să vedem cum este ea, pentru că încă nu poate să ierte sau nu n-a înțeles cum să facă, să ierte tot ce a făcut această ființă, pentru că, după cum am văzut-o, era așa cum era partea subliminală. Iar cei care au făcut au fost, sunt Ziană, care, uite, îmi face și mie în sesiune, acum, diverse, deci sunt ființe care fac de toate. Da? Da. Hai să vedem dacă Valeria acceptă sferele informații, parte subliminală, sfera informațională. Da, le acceptă pentru că orice informație în plus îi dă înțelegere. Mm-hmm. Hai să vedem dacă au mai avut experiențe. Ele două. Patru vin. Mm. Da, okay. Patru văd că mi-arată. Patru experiențe, da? Care înțeleg că în viața aceasta au fost puși prin karmă, da? De entități. Da. Bine, s-a legat în viața asta prin fiul ei, s-a legat la abundența Valeriei, la canalul abundenței ei. Da, înțelege acum, a văzut și ea informațiile din sesiune și acum înțelege că partea subliminală era bună, blândă, dar blocată să se, în manifestare se manifeste și iar cea care era aici controlul, era manipulată complet, da? Da, au luat controlul paraziții. Păi da. Da. Bine, zice când Valeria ne scrie, când eu cu Ioan, fiul Veronicăi, eram tineri căsătoriți și spre durerea mea vedeam cum e manipulat de către ea și fiica ei, salariul lui de la muncă, mă durea și le puneam întrebări. Nu știam că sunt vrăjitoare și toți tac. Ok. Da, chiar, vrăjitoria, cine a învățat-o? Cine a pus-o aici? Cine se ocupa cu vrăjitoria din entitățile astea care erau? Sunt Ziana? Sunt Ziana, da. Bine. Nu știam că sunt și toți tăceau. Zice, oare Vlad este consecință? Adică consecința acțiunilor care le-a făcut Veronica în viața asta? Este o parte, deci a fost afectat de energiile transmise de ea. A avut influențe. Ok. Veronica a spus că să mă lase bunica ta, Maria, în pace, vine la mine și mă scutură să vă las. Deci bunica lui Ioan, adică bunica lui Ioan, vine la Veronica din când în când, care e plecată, și îi zice, a spus Veronica cu voce tare, că să o lase Maria în pace, că vine din când în când și o scutură, să lase în pace pe ceilalți. Da? Parte subliminală. Este așa? Nu, e inventat de ea. Inventat de ea. Bine. Ca să adune milă din jur. Ok. Bine, să vedem dacă Maria, bunica asta, a primit sfera informațională. E încarnată, are sfera în câmpuri, dar n-a accesat-o. Mm-hmm. Bine, zice, vrea să-i transmită Valeria că o iubește mult pe bunica Maria. Îi trimite și ea sfere, Valeria. Da.
trimite. E bunica, deschide microfonul un pic, Valeria, e bunica ta, Maria. A, nu știe să deschidă, în sfârșit. Lui care m-a crescut. Adică e bunica ta, ok. Și ea se duce, bunica asta, zice Veronica, că se duce și o scutura, da. Pentru că vedea. Bine, e o invenție a ei, zice. O scuturau entitățile sau eu știu cine, că ea așa percepea. Bine, oprește microfonul. Ea a cutezat să am încredere în Ioan. Aveam 85 de kilograme. Mă resemnasem că nu sunt bună. Până la 14 ani eram suplă și prima la învățătură. Despre tine vorbești, Valeria, aici. Despre mine vorbesc, da. Da. Deci, în sate vecine și eu cred că m-au vânat. Nu știu, ok. Da. Că ei da. Crezi tu că te-au vânat ăștia, familia au asta. Pe mine bună de muncă, au crezut că mine ajung și eu m-am împotrivit și de acolo au pornit furia împotriva mea. Și am căzut când Veronica a vânat. Ce a vânat? Ce a vânat pe tine? Ok. State vecine, toată lumea știe, luase pe Ioan folosit de slugă și avea nevoie de altă slugă. Ok. A greșit aici, nu am acceptat. Tu n-ai acceptat să te supui programelor lor, a Veronica și a fiicei. Să muncesc acolo. Da. Ok. De aici război mare în vorbe, în fapte, tot sugerau tot. Când am fost lovită de am căzut pe jos, precum cădea Vlad, cine lovește? Acum de curând când v-a lovit și pe tine și pe Vlad? Da. Păi am găsit, era o entitate de la tată. Da. Era entitatea tatălui, nu ela? Da. Care i-a lovit. Când după ce a fost curățat tatăl, era și a ei o entitate care lovea. Bine, și a ei, din ăstea. Cine erau din ăștia care lovea el? Da, demon. Demon? Adică era Sânziana, era Alfa Draco și era Draco Reptilian. Ăsta da, Draco Reptilianul care lăsase loc Sânzienei, da. Dar mai era demonul Satan care... mai era Satan, demonul lui Satan. Și ăla lovea demonul? Da. Bine. Cei care vin de la Veronica și Maria... Fica dânsei și lovesc în noi până aici. Dizolvare, zice. Bine. Să-și facă fiecare și Veronica și Valeria să-și facă portalul acela care se deschide automat. Îl programează portalul de curățare. Se deschide automat de fiecare dată când detectează energii sau ființe care vor să facă acțiuni. Și absorb. Absorb da. În lumină. Da? Da. Pentru noi toți. Da, îl activează care... și lasă activ fiecare, da. Pentru toți. Deci să pun atunci și portale, eu cred că și-au făcut, dar să-și mai facă o dată și ceilalți, da? Da, da. Și Vlad și Alex și Ioan, da? Întrebări. Când au lovit în mine și am căzut pe podea, cu ce drept să cadă definitiv în dizolvare. Bine, am făcut asta. Cu ce drept ei n-au niciun drept, ei nu cer, n-au, nu trebuie să aibă vreun drept, și au drepturi. Da? Și ia acord pe frecvență, pe vibrațiile pe care suntem. Da. Cine mai era pe lângă Vlad, de l-a pus la pământ, ăla venit de la Veronica, Maria, fiica, poate fi dizolvat definitiv? Definitiv nu, pentru că lucrăm în sfera energetică a fiecăruia, da? Maria nu... face obiectul sesiunii, îi trimite sfere informaționale. Ia să vedem, fiica Maria Veronica îi primește parte subliminală? Ajunge sfera, dar văd că... N-are cine să o primească. Nu o bagă în seamă. Îi lipește în câmpuri și trimite și Valeria, da? Da. Bine. Zice așa, să fie dizolvat definitiv și noi liberi de a mai fi mâncați și chinuiți. Aici trebuie să lucreze și ei de pe conștient, mai lăsându-se în frica a ceea ce pot să facă XYZ asupra noastră, pentru că atât timp cât nouă ne este frică de ce ne-ar putea face o vrăjitoare, o magician sau ce știu ce, blestem sau nu știu ce, atunci acele blesteme sau gânduri ajung la noi. Dar dacă nouă nu ne este frică,
nu ajung la noi și nu ne afectează. Nu ne găsesc, că nu suntem nu pe ne frecvența găsesc. Aia. Deci ea trebuie De să... asta zic acum, Ela. Da, zi. Valeria, cum să o ierte pe Veronica? Să ierte tot pentru că a înțeles și înțelege că Veronica a trăit o experiență, a trăit în experiența aceasta rolul ăsta. Și era așa cum era, având toate informațiile care le avem acum, partea subliminală era ținută ca un copilaș într-o bulă, marea parte, da? Deci ea, dacă ar fi fost conștientă și prezentă în corp, nu ar fi acceptat așa ceva. Da, n-ar fi făcut toate astea. Bine, zice, dacă o primesc sfere informaționale și părinții Valeriei și sora Valeriei, informații dacă primesc. Au fost toți afectați, spune de Veronica. Da, văd că primesc. Da. Ok. Să scoată toate programele, Valeria, dacă mai sunt, deși am lucrat, în minte, dar văd că mai sunt, din mintea conștientă, toate programele de umilință care i s-au creat prin comportamentul și atitudinea Veronicăi. Da, le scoate toate afară și... Și toți, și Vlad, și toți pune program că curățați. Nu mai contează trecutul, nu contează ceea ce este material și deci înainte înțelege lucrurile clar și nu se mai lasă afectată de nimic, zice partea subliminală. La fel și minte. Vlad. La da. fel și Vlad, că a înțeles și el. Da. Parte subliminală. A înțeles și Ioan. Toți sunt curățați acum. Toți înțeleg că părțile subliminale suntem niște ființe naive, bune, da? Pline da. de bunătate și lumină. Însă aici suntem manipulați și asta este dimensiunea, asta e planeta și pentru asta venim să cunoaștem aici aceste scenarii mizerabile create de entități care, spunem noi, atrași ca și conștiință, ca părți subliminale, să cunoaștem și această creație da, în aceste formă frecvențe de joase, formă de creație, în frecvențe da. joase. Iar vestea bună este că după ce ieșim din această manifestare, ieșim adulți. Venim da. copii, bebeluși și ieșim adulți. Da? Da. Adică mult mai crescuți ca și nivel da? De conștiință. Da, da. Bine, diverse. Acum ne spune Valeria că a avut o întâmplare, ne-a și arătat înainte de sesiune, veniți de la București, cum a căzut toate rafturile din dressing și toate hainele sunt palangă pe jos. Cine a făcut asta? Păi, portale, da? Cine a făcut? Demonul? Ziana. Sunt Ziana. Sunt Ziana. Asta este maestra da. De ceremonii, da? Da. Bine. Sunt Ziana nu mai este, pentru că totul a fost dizolvat, da? Da. Cam astea au fost întrebările. Foarte bine, Ela. Hai să vedem dacă partea subliminală a Veronica vrea să meargă în sinele mai înalt. Da, vrea. 1, 2, 3. Ok, merge în sine de 8. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică, regenerează și armonizează. Mai număr încă o dată și merge în sursa primordială a creației. Merg și toți cei curățați, părțile subliminale. Da, ok. Adică Valeria, Ioan, Vlad și Alex. 1, 2, 3. Aici și acum fiecare își caută matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință primă, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează fiecare declarația de suveranitate. ADN nu mai are nimeni nebenefic. Să vedem câte experiențe a avut. În ce sine ai zis că a mers, 8. Veronica? 8.
Câte experiențe ai avut în univers, Veronica? 16.300 mi-arată. Chiar e o parte subliminală, cum fără experiențe multe. Să-și activeze fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Să-și facă și ea, partea subliminală a Veronicăi, sferă de manifestare aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiectele, susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic până când manifestă. Deci uite, un instrument de manifestare ca parte subliminală conștientă și nu ceea ce cum manifesta în corp fizic mintea Veronicăi, cu vrăj și tot felul. Aici și acum, Ela, ne uităm și noi la sferele noastre. Și număr de la 1 la 3, venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică și lărcește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am văzut și investigat în această sesiune. Să-și anuleze orice ritual, inițiere, tot, farmece, ce a făcut și așa, pe viața asta, care au fost făcute, la care a participat și le-a făcut altora. Da, curăță. Să facă două sfere generaționale de cea mai înaltă frecvență, să le trimită pe acest arbore genealogic și să ardă toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea. Da, de asemenea, curăță tot. Mai face încă două sfere din astea și le trimite pe legătura genetică cu fiecare copil, Ioan și Maria, procedează la fel și taie și stringurile, cordoanele umbilicale, ca mamă. Bine, Ioan n-avea, dar Ioan. Ok, și acum el adân cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă frecvență în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Curățăm fiecare tot ce avem de curățat. Da, de peste tot se disolve gregori, holograme, amprente, energii blocate, stagnate, egregori de orice fel. Entitățile sunt aspirate pe portal de cea mai înaltă vibrație și toate celelalte canale, portaluri, vortexul de joasă frecvență se închid, se sigilează complet de pretutindeni. Mulțumim părții subliminale pentru această călătorie și celelalte părți subliminale.